Universitatea Craiova și Hapoel Berșeva s-au întâlnit seara trecută pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin, în prima manșă din play ul UEFA Conference League. Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu echipa israeliană. Microbiștii au venit din toate colțurile țării pentru a-și vedea echipa favorită. Universitatea Craiova trece printr-un moment bun cu trei victorii consecutive după ce echipa a fost preluată de Mirel Rădoi, două în Superliga și una în Europa. Universitatea a obținut remizat prin golul lui Andrei Ivan după ce vicecampioana Israelului a deschis scorul prin Rotem Hatuel, într-un meci pe care ambele formații l-au încheiat în 10 oameni. Echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut un început bun de meci, dar Coljic a șutat peste poartă din unghi, iar Andrei Ivan a arătat o mare ocazie, șutul său cu efect din care o ocolind de puțin vinclul. Tot Ivan a fost aproape de gol în minutul 24, când a șutat din unghi, însă mingea a lovit bara. Jocul s-a echilibrat, dar oaspeții nu au reușit să își creeze ocazii la poarta lui Lazar, cei care au trecut pe lângă deschiderea scorului fiind tot craioveni. Însă Raul Silva a trimis cu capul puțin pe lângă poartă, la centrarea lui Hanca. Situația din teren s-a schimbat după eliminarea lui Paul Pap. În pauza meciului, după un in incident petrecut pe tunelul de la vestiare. Oaspeții au prins mai mult curaj, dar prima ocazie a reprizei secunde a aparținut universității. La o fază fixă, Bayaram șutând spre poartă, însă Miguel Vitor a respins. Universitatea a egalat destul de repede după ce Crețu a fost faultat în careu de Elhamed, care a primit al doilea cartonaș galben. Ivan a transformat penaltiul și a restabilit egalitatea 1-1. Universitatea nu a mai reușit să să construiască faze ofensive periculoase, dar Mateiu a prins un șut bun de la 25 de metri, reținut în doi timp de Glazer. Oaspeții puteau obține victoria în finalul jocului, când Lazar a gafat la un șut centrare a lui Safuri. A scăpat Mingea, dar Martic a salvat golul în fața lui Selmani. Manșa secundă va avea loc pe 25 august la Perșeva.